Oare așa, oare așa de egocentriști să fim, de egoiști și de selfish, zic englezii, adică numai pentru noi am ajuns creștini încât să ne barăm și să ne închidem între patru pereți fără să știm că sunt milioane și milioane de oameni care își cântă neîncetat cântarea lor de jale, pe când noi ne bucurăm de programe frumoase, pline de profesionalism și de prezența lui Dumnezeu. Și nu zic că asta e rea, dar ar trebui să mai dăruim și noi iubire. Om da noi cadouri, om da noi papuci, sandale, om da noi pâine și sandvișuri, frați și surori, dar du-te și pune mâna pe capul unui copil care nu mai are mamă în viață. Ești din zona ta de confort, frate și soră, știți care este durerea mea? Eu acum știți ce să fac deja. Deja mă duc de la subiect și nici nu țin neapărat să am o predică, nici măcar omiletică și nici pe subiectul acesta. Gândiți-vă, dragii mei, că mă uit la dumneavoastră cu tot respectul, sunteți mulți dintre dumneavoastră frați în vârstă. Vă consider poate părinți și pe unii bunici. Și mă gândesc întrebare pentru dumneavoastră cei mai în vârstă. La ce vârstă se face misiune? Când credeți dumneavoastră că omul trebuie să mai părăsească zona lui de confort și să iasă în misiune? Să vă dau doar câteva exemple și nu voi merge să citesc din Scripturi. Zice Biblia în Geneza, când Dumnezeu îi vorbește lui Avram, știți că omul acesta avea câți ani? 75, nu? 75 de ani să-l cheame Dumnezeu din zona lui de confort și să-l trimită într-o misiune așa de lungă și de neînțeleasă. Știți că Iona, un proroc al lui Dumnezeu, care avea așa de multă treabă în Israel, care avea experiențe cu Dumnezeu, care vorbea cu Da și Amin, la un moment dat îi schimbă Dumnezeu mesajul și schimbă Dumnezeu traiectoria vieții și la mijlocul vieții, nu știu ce vârstă o fi avut Iona, dar Dumnezeu îi zice, Iona, treci de granița asta, gata, mai ai și altceva de făcut. Și le scoate Dumnezeu pe Iona din zona de confort și îl trimite la asirieni, la ei care nu-ți vine să mergi, că sincer, nu-ți vine să intri într-o casă unde să te umple de pureci sau unde să te murdărești de tot. Că nu-ți vine să mergi într-un loc unde este mirosuri urite și nici nu-ți vine ca să te pui de la costum, să dai costumul jos și când vrei să predici Evanghelia, de fapt, tu trebuie să bagi la betonieră și să faci ceva pentru oamenii ăia. Înțelegeți, dragii mei? Dumnezeu ne scoate din zona noastră de confort, ne scoate din paleta noastră de obiceiuri care ne le-am făcut de o vreme și ne pune Dumnezeu să mai facem încă ceva cât mai avem viață, să fii ambasadorul cerului pe pământ, să fii o mână întinsă, să fii mâna lui Hristos și, dacă vrei, dragostea lui Dumnezeu materializată lângă oameni acolo. Oamenii au nevoie de noi, s-au săturat de vorbe. Am învățat să predicăm cât mai frumos. Am învățat să cântăm profesional. Am învățat să ne comportăm ca niște oameni morali și educați. Dar am uitat să iubim. Și am crezut că iubirea ține de portofel, și am crezut că iubirea ține de mesaje faine, și am crezut că iubirea ține de alții, numai nu de noi. Și asta nu zic cu răutate, dragii mei, eu o zic mai întâi asupra mea. Este posibil și cred că sunteți mai plini de iubire ca mine. Că am o vârstă și puțină și tânăr și cred că n-am înțeles încă ce înseamnă adevărată iubire. Numai atât pot învăța de la Hristos, lăudat să fie numele Lui.